Asculți Relații Conștiente la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Florina Mari și vă invit la emisiunea Relații Conștiente la Radio Terra Nova. Această emisiune vă invită la o înțelegere mai profundă asupra relațiilor. Fie că vorbim de relații personale, profesionale, relații de cuplu, de business, toate ne influențează viața și ne definesc cine suntem. Astăzi vorbim despre rana de abandon și rolul de victimă în relații. Cum se creează această rană, cum o vindecăm, cum ieșim din rolul de victimă, sunt doar câteva întrebări la care ne-am propus să răspundem în emisiunea de astăzi. Dragi ascultători, invitata mea de astăzi este psihoterapeut integrativ, hipnoterapeut, somatoterapeut în formare, analist comportamental și terapeut neurofeedback, dar mai multe o să o las pe ea să vă spună. Invitata mea de astăzi este Mirela Barbu. Bine ai venit, Mirela, la Radio Terra Nova. Bine te-am găsit, Florina. Îți mulțumesc tare mult pentru această invitație și mă simt onorată. Spune-ne pentru început, cine este Mirela Barbu? Cine este Mirela Barbu? O bună întrebare. Înainte de toate, sunt un om care se descoperă în fiecare zi și sunt foarte conștientă de asta. Sunt un om care iubește cunoașterea de sine și efortul susținut. În primul rând și din nou în primul rând, am ales să iau cu mine în această călătorie numită viață iubirea. Iubire, indiferent că este vorba de iubirea pe care eu port cele mai dragi ființe din viața mea, apropiaților sau pasiunilor mele, dar mai ales iubire pentru mine. Este foarte important să ajungi să te iubești pe tine. Dacă te iubești pe tine, ai de unde să le oferi și celorlalți, nu-i așa? Îmi place să spun despre mine că sunt un vindecător profesionist. Un vindecător profesionist conștient și prezent. Sunt de asemenea un om care primește și privește viața în acest moment cu mult curaj, iubire, compasiune și vulnerabilitate. Ce frumos ai răspuns! Vorbim despre abandon. Cum își dă seama o persoană că suferă de rana de abandon? Rana de abandon se poate manifesta diferit la fiecare, în funcție de personalitatea fiecăruia. Se poate manifesta în mai multe moduri și anume prin comportamente disfuncționale. Comportamente disfuncționale precum mâncatul excesiv, dependențe, alcool, droguri, sau rămânând în relații toxice, deoarece e mai bine să rămâi într-o astfel de relație decât să fii singur, nu-i așa? Sau se mai manifestă prin perfecțiune. Trebuie să fii perfect pentru ceilalți, altfel vei fi abandonat. Ceilalți nu te vor mai accepta, nu vei mai primi atenție, iubire. Și asta vine la pachet cu multă presiune și biciuire, dacă vrei, chiar dacă sună agresiv, în ceea ce privește propria persoană. Nu ai cum să fii atent la propriile nevoi. Se mai poate manifesta această rană de abandon tolerând critica și abuzul emoțional. Toate astea ca să nu fii singur și să nu fii abandonat, așa cum spuneam. Îți ascunzi propriul sine, felul tău natural de a fi, da? De teama de singurătate. Această rană de abandon creează un sentiment de devalorizare continuu și pentru a compensa asta, cerșești cumva iubirea de care ai nevoie sau se ajunge până la izolare completă. Poate să existe și această parte. De asemenea, persoana cu rană de abandon trăiește în general în exterior, adică trăiește pentru ceilalți, da? Nu mai trăiește pentru el. Trăiește pentru ceilalți, așa cum ziceam, și se află într-o permanentă nevoie de dovezi constante din partea celorlalți pentru a se simți în siguranță. Când cauți prea mult în privirile celorlalți, să spunem așa, riști să devii cumva o jucărie în mâinile lor. Da?
Așadar, când unei persoane care are această rană de abandon se spune că este o persoană grozavă, da, că este nemaipomenită, aceasta chiar va deveni o persoană grozavă, nemaipomenită și minunată. Și dacă îi se va spune contrariul, atunci îi se vor confirma trăirile interioare. În concluzie, se manifestă prin simptome emoționale și comportamentale, precum anxietate, depresie, izolare socială, dificultăți în a construi și a menține relații și dependența emoțională excesivă de cei din jur. De asemenea, poate cauza probleme de încredere în sine și de atașament. Spune-ne, te rog, aș vrea să mergem puțin în profunzime, la rădăcina problemei. Da. Ne-ai oferit așa un răspuns foarte complex, cu foarte multe simptome, care poate multe dintre ele nici măcar nu ne-am dat seama că au, de fapt, la rădăcină această rană de abandon. Spune-ne, te rog, cum se creează această rană? Cum se creează? Este important de menționat că abandonul nu este sau nu înseamnă întotdeauna un eveniment concret, ci poate fi un sentiment sau o percepție subiectivă, să zicem, da? Care poate fi legat de traume din copilărie sau alte experiențe negative din trecut. Așadar, își poate avea originile în copilărie și se poate activa în primii ani de viață. De pildă, un copil se poate simți abandonat dacă, să zicem, părinții se ceartă des în fața lui. Da? Și atunci ce va înțelege acest copil la nivel de subconștient? Va înțelege că familia se destramă. Și dacă familia se destramă, automat el va fi abandonat și nu va mai avea parte de atenția, de îngrijirea, de iubirea lor, de iubirea părinților. Se mai poate simți abandonat dacă, să spunem că mai apare un frățior, da? Apare un al doilea copil și părinții nu gestionează corect timpul alocat fiecăruia. Sau poate să fie și la modul la care părinții lucrează foarte mult și alocă foarte puțin timp pentru copil. Da? Și acesta iarăși nu primește atenție suficientă și iubire de care are nevoie. Chiar dacă noi ca și părinți considerăm că oferim toate acestea, poate nevoia copilului să fie diferită. Indiferent de context, toate acestea lasă în interiorul tău, să zicem, senzația de deconectare, de singurătate, de abandon, da? Se mai poate crea această rană de abandon prin ceea ce înțelege și simte copilul ca fiind retragerea iubirii. Și aș vrea să vorbesc un pic despre asta. Te rog. Retragerea iubirii. Haideți să ne imaginăm un copil, da, să zicem, undeva în jurul vârstei de 2 ani. La această vârstă, copilul nu va putea integra cantitatea de interdicții parentale. Ce se întâmplă când copilul încalcă o interdicție? Ei bine, părintele de cele mai multe ori reacționează ridicând vocea, poate, da? Sau făcând ochii mari. Sau, poate în unele cazuri nefericite, amenință cu palma. Ce înseamnă asta pentru copil? Retragerea iubirii, așa cum spuneam, da? Că până în acel moment, să zic, totul era perfect, da? Mama era centrul universului lui, îi oferea iubire necondiționată și dintr-o dată această iubire este condiționată, da? El nu mai corespunde și asta terorizează copilul mai mult decât orice pedeapsă, retragerea iubirii. Percepe că nu este iubit și că ar putea fi abandonat, în concluzie. Am înțeles. Deci ceea ce spui tu este că această rană se creează în mare parte în copilărie. Cumva, da. Spune-ne, tu lucrezi cu foarte mulți copii și cu foarte mulți părinți, deopotrivă. Ce putem face noi ca părinți astfel încât să nu creăm copiilor astfel de răni, cum este rana de abandon?
Ce frumos m-ai întrebat. Cumva ar trebui să-l uităm pe Skinner cu acea teorie motivațională bazată pe pedeapsă și recompensă. Și cele trei nevoi psihologice de bază înseamnă, înainte de toate, conectare. Da? Deci prima nevoie este cea de conectare sau de relaționare. Suntem ființe sociale, nu am fost făcuți să trăim singuri. Cum satisfacem această nevoie? Ei bine, nevoia de conectare o satisfacem prin empatie. Este nevoia de a iubi și de a fi iubit necondiționat, așa cum spuneam, necondiționat, de a fi văzut, respectat, de a aparține, iată ce frumos, nu? Să aparținem. Nu-l ignora când vine către tine să spune ceva, chiar dacă nu este atât de important, da? Ceea ce zice. Sau poate că ești, eu știu, prins cu altceva. Acordă-i atenție. Fă-l să se simtă important, fă-l să simtă că contează, da? Și că nevoile lui sunt ascultate și că este demn de luat în seamă. A doua nevoie este nevoia de competență. După conectare vine competența. Și nevoia de competență înseamnă vreau să pot, vreau să învăț, vreau să mă dezvolt. Lasă copilul să învețe și nu mai face lucruri în locul lui. Spunând că, eu știu, are timp să facă mai târziu, da? Sau că e prea mic, se chinuie, sau nici eu nu strângeam după mine când eram mic, are toată viața să învețe aceste lucruri. Hiperprotectivitatea duce la dependență față de părinte sau poate chiar la întârziere în dezvoltare. Asta este un alt subiect pe care îl putem dezvolta foarte frumos de altfel. Dacă altcineva face lucruri pentru copil, în mintea lui se așterne convingerea inconștientă: eu nu pot, eu nu sunt în stare. Și iată cum această nevoie de competență nu este satisfăcută. Da. Și a treia nevoie este nevoia de control sau de autonomie, nevoia de a face alegeri, de a lua decizii. Eu pot, da, cum spuneam și mai devreme, eu sunt important, nevoile mele sunt demne de a fi luate în seamă. Încă de la 6 ani copilul ia lingura, da, și o duce la gură pentru a fi hrănit. Uite ce frumos, da, și iată cum se întâmplă că copilul încă de atunci, da, este conștient că poate și are această nevoie. Da, foarte utile recomandările tale. Aș vrea să te întreb acum, cum vindecăm rana de abandon? Rana de abandon o vindecăm înainte de toate prin conștientizare. Și nu este ușor, nu este deloc un proces ușor. Conștientizare, e ușor să spui conștientizare, însă vine cu foarte mult lucru în spate. Acceptarea este elementul declanșator înainte de toate. Vindecarea vine cu o schimbare de perspectivă și este necesar să identificăm situațiile din copilărie care ne-au făcut să ne simțim abandonați. Se spune că fiecare rană creează o mască. Ce mască creează rana de abandon și dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre acest lucru? Da, mască. Avem tot felul de măști, să zic așa. Crearea unei măști este un mecanism de apărare inconștient care ne ajută să supraviețuim în acel moment. Rana de abandon are masca dependentului. Dependentul care crede că nu poate să reușească nimic singur și care crede că totul ar fi mai bine dacă cineva ar fi lângă el. Așadar, aceste rane de abandon poartă masca dependentului. Foarte interesant. Spune-ne, te rog, dacă există vreo legătură între rana de abandon și rolul de victimă. Da. Există, sigur că da. Mai mult decât atât, dependentul dramatizează, da? Dramatizează mult și transformă cel mai mic incident într-o problemă de proporții. Trăiește și percepe toate evenimentele ca fiind dificultăți.
emoția cea mai intens trăită este tristețea. Dependentul este o persoană care se comportă ca o victimă. Da? Deci este o victimă, se comportă ca o victimă. Imaginează-ți cum sunt acele persoane cărora li se întâmplă atâtea situații dificile. Și te întreb, măi, dar mai poate? Situații dificile, dar în realitate, la nivel de subconștient, de fapt, se folosește aceste situații, de aceste probleme, pentru a capta atenția celorlalți. Pentru că asta îi face să se simtă importanți pentru ceilalți și le permite să nu mai simtă abandonul. Deci, ceea ce spui tu este că masca abandonului este dependentul, uh-huh, care practic este foarte mult în rolul de victimă. Uh-huh. Dacă tot am vorbit despre victimă și rolul de victimă, poți să ne spui câteva lucruri despre dinamicile nesănătoase din relații? Uh-huh. Da. Aici l-aș aminti pe Cartman. Te rog. Cartman prin anii 60 a scris o teorie interesantă care se aplică foarte bine și astăzi. Și această teorie interesantă vorbește despre dinamica nesănătoasă din relații. El a conceput acest triunghi dramatic, da? În care este inclusă și victima despre care noi am vorbit un pic mai devreme. Da? Și acest triunghi dramatic presupune, așa cum spuneam, victima, salvatorul și persecutorul. Și aș vrea să vă vorbesc un pic despre asta ca să ne putem da seama despre această dinamică nesănătoasă din relații. Da, chiar cred, te rog. Cred că o ilustrează foarte bine și foarte frumos. Acest triunghi dramatic, de-a lungul vieții, da, să zic, cumva ne aflăm în acest triunghi și fiecare dintre noi își asumă unul sau pe rând toate cele trei roluri ale triunghiului. Da, și anume cel de victimă, de salvator și de persecutor, așa cum spuneam mai devreme. Acest tip de interacțiune este unul manipulativ, disfuncțional. Victima nu este de fapt cu adevărat victimă, ci doar se simte așa. Se poate simți în modul real, fără putere, rușinată, fără soluții la probleme, neajutorată. Persecutorul consideră că deține controlul, este autoritar, agresiv, cu o atitudine superioară, rigid, judecă și învinovățește. Ca beneficiu are satisfacerea propriilor nevoi, dar și este în rolul de superioritate și are un fals control. Salvatorul se simte vinovat dacă nu ajută. El trebuie să ajute chiar dacă nu este cerut acest ajutor. Și prin acest rol își confirmă rolul de importanță. Da, e foarte important în acest rol. Și îi dă sentimentul de împlinire. Dinamica din acest triunghi este următoarea. Victima apelează la salvator ca să o scape de persecutor, apoi victima îl critică pe salvator, devenind persecutor. Ce se ascunde în spatele acestui triunghi? În spatele acestui triunghi se ascunde de fapt un copil interior vulnerabil. Ceea ce avem nevoie să înțelegem este că mecanismele de apărare pe care le-am dezvoltat ca și copii ne țin în tipare disfuncționale și nu ne mai folosesc în viața de adult. Partea frumoasă vine cu triunghiul învingător, da? Și îl putem accesa vindecând rănile trecutului. Triunghiul învingător vine cu iubire, cu iertare și acceptare. Astea sunt cele trei roluri. Ia uite, iubire, iertare și acceptare. Foarte frumos, nu? Da, deci iată că putem să transformăm acest triunghi. Uh-huh. Da. Să presupunem că am conștientizat că ne aflăm într-unul dintre aceste roluri. Uh-huh. Care este următorul pas, dacă ne poți oferi câteva recomandări? Următorul pas, după conștientizare, este autoobservarea, prezența
și conștiența. Primul pas este să ne întrebăm ce mă determină să am acest comportament. Sau acțiunile mele sunt sincere? Sau au la bază nevoia de a manipula, de a controla? Am așteptări de la ceilalți? Pentru că atunci ceea ce fac este disfuncțional. Da? Și relațiile sănătoase înseamnă armonie, respect, comunicare și pentru asta avem nevoie să ne oferim nouă înșine toate acestea. Să fim prezenți și conștienți, să ne iubim, să fim blânzi cu noi înșine și să ne apreciem mai mult. Victima să nu mai caute în afara ei pe cineva care să o salveze, să-și ofere dragostea și susținerea și atenția de care are nevoie. Salvatorul să înceteze să controleze și să schimbe și să ofere sprijin fără a-i fi cerut. Persecutorul să învețe să aprecieze persoana de lângă el și să nu mai acuze. Ne apropiem, din păcate, încet de finalul emisiunii noastre. Nici nu mi-am dat seama cum a trecut timpul. Spune-mi, te rog, dacă ai fost vreodată într-unul din aceste roluri și cum ai reușit să ieși afară din triunghiul dramatic. O, da. Am fost cu siguranță. Și poate că mai sunt. Mi-ar plăcea să zic despre mine că nu mai mă aflu în această dinamică, dar probabil că m-aș minți. Și atunci pot să zic că m-am aflat foarte des în rolul de salvator. Și ce se întâmpla cu mine atunci? E bine, eram mereu extenuată pentru că îmi doream să fac totul perfect și acordam o mare importanță nevoilor celorlalți, da? Și ofeream ajutorul, devenind pentru ceilalți indispensabilă. Nu-l ofeream, îl impuneam. Asta e diferența. Da. În momentul în care ești în rolul de salvator, ești cumva agresiv, pentru că oferi ajutorul celorlalți fără a fi cerut. Și poate că ceilalți nu sunt pregătiți pentru a primi ajutorul tău în acel moment. Pe urmă, în momentul în care deveneam indispensabilă pentru ceilalți oferindu-le ajutorul meu, mă simțeam obosită și începeam să mă victimizez. A intrat în rolul de victimă. Și simțeam că nu mai sunt lăsată să respir. M-am retras cumva în rolul ăsta de observator, care este minunat, și atunci m-am gândit cine are nevoie de ajutor. De fapt, mm-hmm. Da. Cine are nevoie de ajutor? Eu sau ceilalți? Eu. Da, pentru că totul pleacă de la noi. Așa este. Totul pleacă de la noi. Da. Și în relația cu celălalt. Pentru că în relație creștem. Și în relație, să zic, ne vindecăm. Și ce frumos! Da. Spune-mi, te rog, pentru cine își dorește să lucreze cu tine, unde te poate găsi? Mă poate găsi în București, la centru pe care eu îl coordonez, unde oferim servicii de psihoterapie, atât pentru copii cât și pentru adulți, și servicii de neurofeedback. Oferim de asemenea terapie pentru copii cu întârzieri în dezvoltare și autism și fac asta cu mare drag de peste 14 ani. Este o mare împlinire a vieții mele și consider că este a doua mea casă. Deci în București. Da, și probabil că online, pe rețelele de socializare. Și, exact. Și îmi spuneai înainte de emisiune că lucrezi la site-ul personal, da? Deci în curând și așa pe este. Site-ul da. Personal. Da. E bine de știut. Aici trebuie să punem punct emisiunii de astăzi. Mirela, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta în emisiunea noastră. Și eu îți mulțumesc, ce repede a trecut timpul împreună cu tine. Da, și te mai așteptăm la Radio Terra Nova. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Până data viitoare, vă urez să aveți relații conștiente.